Nu a fost nici un iaz cu familie acolo, asta el se împurte foarte mult. A fost dat în arendă pe numele cetățeanului Bodrug. A fost oaie de sat Pecin. Da, dumnealor, vă nu s-a cunoștit că eu vându damba. Nu a fost nimic de posedat de vă spun cum a fost chestiunea. Când noi le-a dat lor terenul ăsta, era sub fost un apărin. Da. A fost un apărin. Atunci lor le-a dat terenul ăsta pentru a construi un bazin acvatic. Okay. Eu construi damba. De la un moment, ei nu și onorau obligațiunile. Eu am fost contabil șef în SUFOS și eu știu care este situația. El atunci, din lipsa că el nu și onorau obligațiunile la Raifinodel, cum era atunci când era SUFOS-ul, a fost o hotărâre de judecată. Și damba, că terenul nu putea să fie vândut și nici asta, fiindcă eu a fost proprietatea primăriei, el pur și simplu l-a arendat numai, dar asta a fost construcția dambii. Și acolo a fost hotărârea judecății că construcția asta a dambii trece înapoi în posesia sofozului pentru neonorarea obligațiunii fiscale către primărie, cum era atunci. Pe urmă, când s-a fost programul Pământ și s-a împărțit pe de este, damba aceea era la sufozul Năpădiei. Ea era la sufozul Năpădiei. El atunci, eu vă spun sincer, eu nu lucram eu atunci primar și nu vă pot să vă redau cum a fost, atunci a fost Vasile Ivanovici Popa, la care i s-a judecat. După cum am înțeles, că doamna secretară îmi spune că eu nu lucram. Eu eram atunci consilier. Și el s-a judecat cu fostul și ala primar și într-un fel, eu nu știu, nu cunosc hotărârea aceea judecății, că el adică a câștigat. Bine, atunci când s-a vândut, când el adică a câștigat prin hotărârea judecății damba asta, construcția asta care el a fost construită de dânsul, a găsit pe, atunci era domnul Diaconu era, un cetățean tot de la Curtoaie, că el a ieșit cu inițiativa ca să vândă damba asta. Și era Tudor Sudu, primar atunci. Și Tudor Sudu, el nu a fost de acord ca să vândă damba asta. Că el tot știe lucrurile astea, că eu a fost transmis înapoi la SUFOS. Damba asta. Dar eu nu cunosc hotărârea aceea judecății. Să vă spun sincer că el a câștigat hotărârea asta judecății, că